Astăzi, în sala Virgilogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu, a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnul Severin în ședința ordinară. Taxele și impozitele locale vor rămâne și în 2022, la fel ca și în prezent. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din municipiul Drobeta-Turnu Severin au fost votate în unanimitate proiecte importante pentru comunitate. Un subiect important pentru severineni ar fi că taxele și impozitele locale nu vor crește în anul 2022. Două lucruri importante pentru severineni, unul faptul că Păstrăm și pentru anul 2022, cel puțin la nivelul acestei date, aceleași taxe pe care le avem și în anul acesta. Este o creștere din cauza inflației de 2,6, dar nu ne aparține nouă, vine de la guvern, dar noi, la nivel de municipiu, am hotărât să păstrăm aceleași taxe ca și anul trecut. Vorbim de. 0,63 pentru persoanele juridice și uh, 0,3 pentru persoanele fizice, atât pentru locuințe uh, cât și pentru terenuri. Uh, mai mult decât atât, uh, un al doilea lucru important, uh, faptul că îi ajutăm în continuare pe cei care n-au reușit să-și plătească datoriile către primărie, vorbim de cei, în uh, persoane, general, persoane juridice din anii trecuți, îi sprijinim cei care își plătesc în acest moment debitul de bază, primăria renunță la penalități care de multe ori depășesc debitul inițial. Deci e încă o șansă pe care o primesc cei care au avut probleme și n-au reușit să-și plătească datoriile, primăria dă în continuare o hârtie care să-i sprijine, să-i ajute. De asemenea, au fost luate și alte decizii importante pentru severineni. Unul dintre acestea ar fi că a fost aprobat un regulament prin care concesiunea terenurilor se face mult mai strictă, cu reguli mult mai clare prin care se ușurează accesul fiecărui severinean de a lua în concesiune un teren.